Bine v-am regăsit, scumpii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine și eu sunt bine! Mulțumesc lui Dumnezeu! Vă alegeți o ceașcă albă sau verde, verde sau albă sau la dorința dumneavoastră. Ceștele sunt în general. În care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră, să știți. Până vă concentrați în ceașcă, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit! Mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, vă mulțumesc pentru timpul acordat, pentru susținere, pentru tot, dragii mei, să dea Domnul să vie la fiecare în viață, noroc în viața în casa voastră, în familia voastră, să știți. Vreau să vă dau un cod ca visurile voastre să devie realitate, să știți acest lucru. La ceea ce gândești să vie în viața ta, dragi mei, este un cod foarte simplu. Este îndeajuns să-l activați, chiar când vă vine în minte să spuneți mereu acest cod și o să vedeți că visurile voastre vor deveni realitate, dragi mei. Care este acest cod? 6 9, 1. Activezi, spui dorințele tale și te uiți la viața ta, dragii mei, să știți. Nu contează, ziceți într așa fel, 6, 9, 1. Cum este posibil ca această dorință mai știu eu să se îndeplinească și vei vedea că acea dorință, Universul, o să vă aducă la picioarele voastre, să știți. Este îndeajuns să-l activați, să ziceți cuvântul cum este posibil și o să vedeți că acele dorințe, acele visuri vor intra în viața voastră, dragi mei, să știți. Dacă v-ați concentrat, haideți să deschidem să vedem ce mesaje ne dă ceștele noastre pentru următoarele zile. Să dea Domnul să fie totul bine! Am să încep cu ceașca verde. Să vedem ce ne zice ceașca verde pentru următoarele zile. Să dea Domnul să fie totul bine! Asta este prima ceașcă, vă arăt și vouă ca să vedeți. Și uitați-vă, sunteți aici așezați pe o stâncă, dragii mei, și sunteți îngândurați. Ce să fac, cum să fac, de unde să iau, dar să știți că în fața voastră este un pahar cu apă limpede. Asta vă arată Universul că să treci la uh, lucru să treci la treabă că toate lucrurile se vor sfârși așa cum dorești tu pentru că foarte mult te gândești și nu treci la treabă. Așa aceste semne de întrebări să le lași și să te apuci de lucrurile de făcut Pentru că dacă vei sta așa mult pe gânduri, atunci niciun vis nu vei le îndeplini, să știți acest lucru Aici, uitați-vă, este o persoană aici care s-a a, -a muncit să vă puie la pământ a, a, a avut ură pe voi și a dorit să vă puie la pământ Dar niciodată nu a reușit și a căzut acest dușman, el singur în groapa lui, să știți acest lucru acest dușman nu a reușit să vă facă acel rău care v-a dorit. Zodia Capricorn. Să știți că intrați într-o perioadă foarte norocoasă, dar aveți grijă și la dușmani, pentru că aveți foarte mulți dușmani în jurul vostru care vă apasă și nu vă dă voie ca voi să Fiți fericiți, fiți atenți, dragii mei, dar să știți că intrați într-o perioadă foarte norocoasă. Zodia care sunteți capricorn, bărbat, femeie, nu contează, poate că aveți în familia voastră zodia capricorn. Să știți că intrați într-o perioadă foarte norocoasă care o să aveți rezultate bune, dar aveți grijă și la dușmanii voștri, să știți. Uitați-vă, aici iarăși sunteți așezați, dragii mei, pe gânduri, așa de parcă... Și aici a ieșit așezați și stați pe gânduri și aici a ieșit stați așezați pe gânduri. Cum am zis, trebuie să treceți la treabă, să faceți cât mai repede lucrurile pe care le doriți, că o să fiți cu noroc să știți cum mei. Litera A, O, B, D, S și N. Să știți că pentru voi intrați într-o perioadă foarte norocoasă pentru dragoste, pentru că aici este o inimă mare și vă arată că o să aveți noroc în dragoste. Persoanele care sunteți căsătorite, să știți cu aceste litere nume sau prenume, să știți că căsnicia voastră o să fie mai bună decât înainte. O să între mai multă dragoste în viața voastră și o să vedeți că acea relație se va schimba din ce în ce mai bine și o să vă bucurați de viața voastră pe care o trăiți. Persoanele care sunteți singuri și nu aveți partener sau parteneră, să știți că și în viața voastră o să între acea dragoste pe care tu ai dorit-o toată vremea să știți acest lucru. Pentru că ceașca, această veste, vă dă că o să aveți noroc în dragoste. În mâinile voastre, să știți că o să treacă o sumă de bani, dar acea sumă cum va intra, așa va ieși din mâinile voastre, pentru că aveți datorii. Mai știu, poate la o bancă, poate altceva. Doriți să vă cumpărați ceva, dar acei bani cum vor veni, așa vor pleca din mâinile voastre. Cu părere de rău să știți acest lucru, dragi mei. Persoanele care aveți așa flori în casă, care iubiți așa florile în în așa, în garșoc, dragii mei, care aveți flori, fiți atenți că la acea floare cineva poate să vă îngroape ceva, să știți, faceți control sau schimbați țărână la acele la cele flori ca să vedeți dacă este ceva acolo, pentru că aici văd că o persoană vrea să vă facă rău și acolo va îngropa o vrajă Să știți, fiți atenți, persoanele care aveți așa. Flori în curte sau la balcon, mai știu. La balcon nu poate, dar mai mult în curte care persoanele trăiesc Vă dorește să vă facă un rău și schimbați acea țărână ca și să vedeți, faceți control la acele flori. Dacă acea floare se usucă, să știți că acea floare cineva va turna ceva și de aia s-a uscat acea floare care o aveți în curtea voastră, să știți. Aici văd un copil, să știți că acest copil la școală o să aibă foarte multe reușite pentru că de parcă primește o medalie, ceva, o diplomă, să știți că o să vă bucurați foarte mult de acest copil pentru că va avea foarte multe reușite la școală. Și o să vă bucurați de el, să știți, va fi un copil foarte, foarte cu multe reușite Să știți acest lucru Persoanele care aveți mamele decedate, vreau să vă zic că, zic că această femeie dorește de la voi ceva Poate să-i faceți un parastas, poate să doreșteți ceva de pomană, dar această femeie este decedată, să știți acest lucru Și dorește la, de la voi ceva de pomană, pentru că această femeie când trăia foarte mult iubea să bucure copiii și faceți și voi acest lucru, această femeie dorește și de la voi ca voi să bucurați copiii, ca să faceți ceva o, în ajutor la un sărac și să, uh, să cum să zic, să se bucure acel sărac sau acei copii, pentru că această femeie, într-adevăr, cât toată viața, cât a trăit, a dat de pomană, a bucurat săracii și acest lucru dorește și de la voi să faceți, să știți. Văd o ceartă, să știți că această ceartă va fi în familia voastră din cauza rudelor voastre, Rudele voastre o să vină în casa voastră și o să scoată o ceartă din cauza unei moșteniri, dar să știți că această ceartă se va sfârși cu bine pentru că o să fie totul de partea ta, pentru că tu vei primi ceea ce va aparține vouă și nimeni nu va putea lua din mâinile voastre, să știți acest lucru, pentru că ei cu cât se vor lupta ca să nu vă dea acea moștenire, dar să știți că o să vă deie, nu o să aibă în control, dragii mei, să știți. Să vedem și farfuria ce ne va spune. Dorința voastră este încă în așteptare. Și uitați-vă, dragii mei, și aici a, a ieșit așezați. Foarte mult stați pe gânduri cum să fac, ce să fac. Cum am zis, treceți la treabă dacă ai ceva de făcut în viața ta. Faceți fără frică pentru că universul o să fie de partea voastră și toate dorințele pe care, visurile pe care le ai de făcut, o să fie totul de partea voastră, dragii mei, să știți. Să nu stați mult pe gânduri, să treceți la treabă. Dorești să deschizi o afacere, deschide. Dorești să mergi la un curs, mergi. Ceea ce dorești să faci, faceți cât mai repejor ca să nu vă steie norocul, dragii mei, să știți. Știți, este o vorbă. Cine șade, șade norocul, așa și la voi, dragii mei, să știți. Asta este numărul 2. Vă arăt și vouă, ca să vedeți. Uitați-vă. Și aici, uitați-vă, este o mireasă. Să știți persoanele care vă gândiți să vă căsătoriți, să vă cununați, să știți că poate, până la sfârșit de an o să faceți acea nuntă sau acea căsătorie sau acea cununie pentru că aici ați îmbrăcat deja rochie de mireasă. Și jucați la acea nuntă, dar aici este o femeie care nu dorește această căsătorie, poate să fie mama voastră Nu dorește acea căsătorie pentru că ea uh, se gândește că tu nu vei fi fericită cu acel bărbat Dar să știți că um, câteodată mamele voastre nu se înșală, dragii mei Pentru că acea femeie de parcă știe cine este acest bărbat și vă spune și vouă că nu vei fi fericită, o să fii nefericită cu acest bărbat și ea mereu vă spune, dar voi nu doriți să ascultați sfatul mamei voastre și voi doriți să vă căsătoriți cu acel bărbat, să știți că mama voastră nu se înșală, dragii mei. Dacă aveți așa, vă gândiți să vă căsătoriți și să faceți acea nuntă și mama voastră nu dorește pe acel bărbat, vreau să vă zic de șapte ori să măsurați, odată să tăiați, pentru că mama voastră nu se înșală, dragii mei. Pentru că dacă mama voastră nu vă zice acest lucru, să știți că este bine, dar dacă mama voastră vă zice acest lucru, cum am zis, de șapte ori măsurați și odată tăiați, pentru că, într-adevăr, dacă mama voastră zice acest lucru, să știți că o să fie așa, o să fie nefericită cu acel bărbat, să știți. Aici este un ram, să știți că acest ram a început să înmugurească viața voastră, încetul cu încetul o să înceapă să dea muguri să înflorească pentru că ieșiți din acea perioadă întunecată care ați fost voi. Mereu v-ați simțit fără noroc, mereu v-ați simțit așa într-o întuneric, dar să știți că deja din acel întuneric o să ieșiți pentru că o să înceapă să îngurească viața pentru voi și într-adevăr intrați într-o perioadă norocoasă pentru că acest pom o să vă dea roadele pe care le meritați, o să vă dea roadele pe care le-ați muncit și nu le-ați cules până acum. Asta înseamnă că o să aveți noroc infinit, dragii mei, să știți. Cifra 9, persoanele care sunteți născute pe data de 9 și data de 8. Să știți că sunteți într-o dată foarte norocoasă, să știți că aceste, aceste cifre mereu vă aduce noroc, să știți că aceste cifre, să știți, dacă jucați la loto, să le folosiți pentru că aceste cifre vă aduce și bani. Aceste deți pentru voi sunt niște deți norocoase, să știți acest lucru. Persoanele care ați ales numărul 2, să știți că deasupra voastră este un noroc foarte mare, fie casă, fie masă, fie carieră, să știți că intrați într-o perioadă foarte norocoasă, mai ales persoanele care doriți să cumpărați casă, mașină, să știți că o să fie totul de partea voastră, pentru că aici văd un ulcior cu bani, să știți că de la cineva o să vă rămâie o moștenire frumoasă și o să vă cumpărați acea casă și acea mașină pentru a cumpăra casă, mașină, să știți că norocul vostru este deschis. Intrați într-o așa perioadă că o să puteți cumpăra aceste lucruri și o să vă bucurați foarte mult. Aici sănătatea vă arată că aveți dureri de corp, dragii mei, de parcă așa vă dor toate oasele și nu puteți merge. Câteodată vă roade foarte mult, mai ales poate că aveți romatismă când este vremea ploioasă, așa toate oasele vă dor, dar să știți că puțin timp o să aveți acest lucru, dar asta vă arată mai mult că aveți romatismă și romatismă pe voi vă doboară când este vreme ploioasă sau când este vreme rece, asta vă arată cu sănătatea. Pentru să fiți atenți, să vă îmbrăcați bine și să nu răciți, pentru că dacă nu o să vă îmbrăcați și nu o să aveți grijă, poate să răciți, poate să aveți o răceală, așa aveți dureri de corp, dureri de oase, dragii mei, să știți acest lucru pentru că asta va arăta ceașca voastră. Să vedem. Aici este un zmeu, dragii mei, cu șapte capete. Să știți că aveți un dușman deasupra voastră. Acest dușman este la locul de muncă unde munciți voi. Să știți că acest dușman mereu vă face rău. Nu vă dă pace ca voi să munciți în liniște. Nu vă dă pace ca voi Așa de parcă vă urește la locul de muncă și face și pe alte persoane ca să vă urască, să știți acest lucru. De parcă nu vă dorește la acel loc de muncă, dorește doar ea să fie în ochii la toți și tu să ieși de acel loc de muncă. Dar să știți că nu va reuși să facă acest lucru, tu vei rămâne la acel loc de muncă, dar acea persoană care dorește să vă dea afară, o să o dea pe ea afară pentru că ea nu merită să fie acolo Voi sunteți o persoană foarte reușită la acel loc de muncă Și acea persoană are foarte multă invidie deasupra voastră Dar să știți că acea persoană o să iasă ea singură Pentru că to toată lumea știe cine este Dar voi o să rămâneți la locul unde munciți mai departe Și acolo poate să fiți ca o șefă, dragii mei, să știți acest lucru Pentru că tot binele tu îl faci acolo, toate lucrurile tu le faci și această femeie este foarte invidioasă deasupra voastră, să știți. Deasupra casei voastre, să știți că este o cucuveau care mereu cântă, să știți. Dar să știți că multă lume știți că cântă, când cântă cucuveaua deasupra casei, înseamnă că cineva va deceda. Nu, dragii mei, să știți că acea cucuveauă vă dă ceva de veste și să vedeți ceva de parcă ceva vede deasupra casei voastre și vă dă de știre. Să știți că acea cucuvea vă păzește de rele, vă păzește de ducurile și vă păzește de negativități, dragii mei, să știți acest lucru. Dacă aveți, sunteți așa persoane care aveți care cântă deasupra casei voastre cu să știți că sunteți norocoși pentru că acea cucuvea vă păzește de ducurile și de negativități, dragii mei, să știți acest lucru. Dar, mai uh, următoarele zile, să știți că multe persoane o să aveți noroc frumos, să știți. Norocul vă bate din toate părțile la ușa voastră. Să vedem și farfuria ce ne va spune dacă ar curge să-mi dea voie să mă uit. Dorința voastră este încă în așteptare. Și uitați-vă, aveți o persoană care vă urmări, cum să zic, nu vă urmărește, dar este dor de voi și mereu vă, este cu ochii la drum, mereu este așa vă așteaptă. Să știți că de parcă este mama voastră. Voi sunteți departe de această femeie și această femeie vă așteaptă, dar să știți că o să vă întoarceți în țara voastră lângă mama voastră. De parcă uitați-vă aici tatăl vostru și mama voastră vă așteaptă acasă. Și este foarte dor de voi, dar să știți că acest bărbat, vouă, o să vă lese o moștenire pentru că, uitați-vă, aici este o grămadă de bani, dragii mei, să știți acest lucru. Voi nu știți de acei bani, dar acest bărbat a muncit toată viața ca să poată să vă lese ceva moștenire și să știți că acea moștenire o să vă deie vouă la copii, la mai știu câți frați sunteți voi, o să vă împartă vouă. Voi nici nu știți de acea moștenire, dar acest bărbat a cumpărat, a făcut totul în secret, dragii mei, să știți acest lucru. Și acel bărbat o să vă împartă la toți frații ce e ce meritați, dragii mei, să știți. Așa, scumpii mei, asta a fost deschiderea noastră. Sper să fie pe înțeles. Eu vă iubesc, aveți grijă de voi. La revedere!